Dat să fie Domnul, vă rog să deschidem cuvântul Domnului la 1 Corinteni, capitolul 10. Citim de la versetul 14 până la versetul 22. 1 Corinteni 10, de la versetul 14. De aceea, preiubiții mei, fugiți de închinarea la idoli. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată. Judecați voi singuri ce spun. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Uitați-vă la Israelul după trup, cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei în împărtășire cu altarul? Deci ce zic eu, că un lucru jertfit idolilor este ceva sau că un idol este ceva? Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor, nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Amin. Vă rog să ocupați locurile. Preoților, ori de câte ori venim la cina Domnului și mai ales în săptămâna patimilor, ne aflăm în cea mai intimă poziție a relației dintre noi și Domnul Iisus Hristos. Nu este o apropiere mai mare de Dumnezeu decât să stăm la masa Domnului, decât să stăm în prezența lui Hristos crucificat, care este mesajul esențial al Evangheliei. De fapt, apostolul Pavel spunea în Filipeni 3:10 și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Este extraordinar că atunci când vorbim despre jertfa Domnului Iisus Hristos, nu vorbim doar despre un lucru pe care Domnul l-a făcut pentru noi. Vorbim despre un lucru la care ne facem părtași suferințelor sale, părtași morții sale. Imaginea crucii este o imagine permanentă în fața bisericii, în conștiința oricărui credincios autentic. De aceea, în Galateni, capitolul 3, cuvântul Domnului spune că înaintea ochilor lor a fost zugrăvit Iisus Hristos răstignit. Galateni 3:1. Înaintea ochilor lor a fost pictat. Este o pictură pe care o punem pe perete. Este o zugrăvire a conștiinței noastre. V-am mai spus de multe ori, nu sunt deloc fascinat de filmele religioase despre Domnul Iisus Hristos. Știu că este un mare instrument de evangelizare să mergi în țări păgâne și să le pui filmul Iisus. Este un film de groasă, ceea ce ne schimbă viața. Nu este senzația aceea de oprobiu atunci când vezi o palmă și niște piroane bătute în ea. Zugrăvirea jertfei Domnului Iisus Hristos este o lucrare tainică care trebuie să se petreacă în conștiința omului, înaintea ochilor credinței, înaintea ochilor spirituali
trebuie zugrăvită această imagine. Ori în această seară, în baza acestei imagini zugrăvite, pictate în cugetul nostru, prin credință, prin cuvântul lui Dumnezeu, prin vestirea cuvântului lui Dumnezeu, stăm la masă cu El. Și în 1 Corinteni, capitolul 10, ni se prezintă trei mari pericole. Atunci când stăm la masa Domnului. Primul mare pericol este închinarea la idoli. Pentru că cina este o închinare. Este un mod suprem de închinare înaintea celui care și-a dat viața pentru noi. Ne închinăm Domnului Iisus Hristos atunci când venim la cină. Și Pavel spunea, de aceea, preiubiții mei, fugiți de închinarea la idol. Primul mare pericol vis-a-vis de cina Domnului este închinarea la idol. Al doilea mare pericol este împărtășirea cu demonii. Pentru că cina Domnului este o împărtășire. Împărtășire cu trupul și sângele Domnului. Și Pavel avertizează că e posibil să trăim o altfel de împărtășire, împărtășirea cu demonii. Și al treilea pericol, dacă nu suntem atenți la închinare și la împărtășire, este întărâtarea la mânie a Domnului. Versetul 14, fugiți de închinarea la idoli. Versetul 20, nu vreau ca să fiți în împărtășire cu demonii. Și versetul 22, vrem să întărâtăm pe Domnul. La gelozie suntem noi mai tari decât El. Există trei lucruri despre care vorbește aici cuvântul lui Dumnezeu și pe care aș vrea să le menționez, la care trebuie să fim foarte atenți pentru ca nu cumva să ne închinăm la idoli, să intrăm într-o împărtășire cu demonii și să-L întărâtăm la mânie pe Domnul. Trei lucruri de care trebuie să ținem cont. Primul, judecata. În pasajul acesta, în sens de discernământ, spune în versetul 15, vă vorbesc ca unor oameni cu judecată, judecați voi singuri ce spun. Atunci când apostolul Pavel vorbește despre a deosebi trupul Domnului, acea deosebire presupune o comparație, o judecată, un discernământ. Pâinea pe care o servim aici trebuie deosebită de pâinea pe care o mâncăm în fiecare zi la masă. Rodul viței, nu bem aici de sete. Iată de ce doar sorbim rodul viței. Trebuie deosebit de ceea ce bem ca să ne potolim setea. Lucrarea aceasta este o lucrare spirituală pentru care trebuie întrebuințat discernământ spiritual, frați și surori. Judecată, judecați voi singuri ce spun. Analizați, evaluați, înțelegeți. Al doilea cuvânt este cuvântul jertfă, nu numai cuvântul judecată, cuvântul jertfă. Versetul 18, uitați-vă la Israelul după trup, cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei în împărtășire cu altarul. Și aici este vorba de jertfe sfinte și jertfe compromise. Versetul 19, deci ce zic eu, că un lucru jertfit idolilor este ceva? Și versetul 20, dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor. Și al treilea cuvânt,
subînțeles este cuvântul jurământ. Când Biblia spune, vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie. Ce este gelozia? Gelozia este un sentiment de dezamăgire, de indignare împotriva cuiva care calcă un legământ, care calcă un jurământ. În viață noi ne luăm angajamente. Între un soț și o soție există un legământ. Când legământul nu este respectat, apare gelozia. În apa botezului am făcut un legământ cu Dumnezeu, un jurământ. Nerespectarea jurământului atrage gelozia lui Dumnezeu. Și acum, în vremea aceea, cineva putea să practice închinarea la idol mergând la templele idolești. Cineva putea să intre în părtășie cu demonii mâncând din lucrurile jertfite idolilor. Și apoi, cineva putea să atragă gelozia lui Dumnezeu și să-și calce jurământul atunci când intra în împărtășire cu demonii. Pentru că Pavel spune ce e un demon, e o bucată de lemn. Tu nu intri în părtășie cu o bucată de lemn când mănânci jertfele alea, când participi la acea închinare. Între tine și statuia aia nu se întâmplă nimic. Statuia aceea e un paravan în spatele căruia stă ascuns un demon. Și de fapt, când tu mănânci lucrurile jertfite idolilor, atunci când tu mergi în templele idolești, nu intri în părtășie cu o statuie, cu niște pietre, nu, ci cu însuși diavolul și cu împărăția întunericului. Astăzi lucrurile sunt mai subtile. Astăzi trăim o vreme puțin mai dificilă decât atunci. Pentru că în vremea aceea era suficient să le arăți templul lui Zeus, templul Atenei, templul lui Adonis, templele zeităților și să le spui, n-aveți ce căuta acolo. N-aveți ce mânca din mâncărurile care se servesc acolo. Părea mai scurt pe doi, părea mai clar. În vremurile de astăzi, frați și surori, lucrurile sunt mai subtile. Templele idolești arată altfel. Jertfele de mâncare pe care le servesc foarte mulți credincioși, intrând în împărtășire cu împărăția întunericului, sunt de ordin spiritual de multe ori. Iată de ce dacă atunci aveau nevoie de judecată și de discernământ, cu atât mai mult astăzi. Cuvântul Domnului ne spune prin Ioan, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Spectacole lumești, distracții și atracții. Nu faceți confuzie între recreere și distracție. E una să te recreezi, să petreci un weekend împreună cu familia, undeva în mijlocul naturii, să te relaxezi, să te odihnești. Și este cu totul altceva să intri într-un templu idolesc, unde sunt idolatrizați oameni, unde tribunele strigă și aduc închinare oamenilor. Și sunt foarte mulți lipsiți de discernământul acesta. Cuvântul Domnului spune, nu alergați la același potop de desfrâu. Ceea ce privești în fiecare zi,
Poate să fie o împărtășire. Există în momentul de față, în lumea aceasta, extrem de multă distracție, extrem de mult entertainment. Atât fizic te poți duce în asemenea locuri sau le poți privi pe ecrane și să nu-ți dai seama că mănânci din lucrurile jertfite idolilor, care au scopul să amețească conștiințele oamenilor, să le transmită mesaje păcătoase, să îi îndrepte către nelegiuire și să-i facă să intre în împărtășire cu ceea ce stă în spatele acestor imagini, acestor activități, acestor practici. Asta nu e recreere, e distracție. Asta nu face parte din repertoriul duhovnicesc care ne apropie de Dumnezeu, din disciplinele spirituale care ne apropie de Dumnezeu. Aceiași oameni care își permit să petreacă ore în șir, lipiți de aceste distracții, sunt oamenii cărora le iese fum pe urechi dacă le spui că trebuie să citească Biblia o oră pe zi și să se roage o oră pe zi. Și acum venim la masa Domnului și e foarte bine că am venit. Însă lucrurile nu se pot amesteca. Există acest pericol teribil. Vă dați dumneavoastră seama, interdicțiile Scripturii cu privire la stilul nostru de viață include lucrurile care nu zidesc, lucrurile fără de care poți trăi, lucrurile care doar par rele, au o aparență de rău. Până acolo trebuie să împingem frontul acestui război spiritual. Pentru că lumea zace în cel rău. Toate modelele lumii, toți idolii lumii, toți dumnezeii lumii sunt camuflaje păcătoase în spatele cărora se ascund demoni. Trupul nostru este o jertfă și cuvântul lui Dumnezeu spune să ne aducem trupurile noastre ca o jertfă. Și cu toate astea, noi nu avem niciun altar aici, nu jertfim oameni. Ce înseamnă să-ți aduci trupul tău ca o jertfă? Înseamnă că atunci când ai adus trupul tău în casa lui Dumnezeu, ca să stai la masa lui Dumnezeu, trupul ăsta nu trebuie să fi fost și nu trebuie să fi practicat fără discernământ, fără deosebire, fără judecată. Lucruri, fapte, gânduri, vorbe care să îl întineze, să nu mai fie fără cusur. Pregătirea pentru masa Domnului, v-am spus de multe ori, nu se face printr-o simplă rugăciune în care spunem, Doamne, fă-mă vrednic. Rugăciunea aceea este foarte bună pentru că declarăm public că nu suntem vrednici și că avem nevoie de Domnul Iisus Hristos să ne facă vrednic. Când ești cel mai vrednic, trebuie să ceri vrednicia Domnului Iisus Hristos, că nu vei fi niciodată suficient de vrednic să te împărtășești. Dar pregătirea pentru masa împărtășirii se face la sfârșitul fiecarei zile. Când e proaspăt în mintea ta, unde ai fost, ce ai făcut, ce ai vorbit, ce ai aplaudat, ce te-a însuflețit. Ia ascultați, fraților, Filipeni 4:8. Și o să citim toți versetul ăsta. Ce ne-a însuflețit astăzi?
Ce a făcut inima noastră să bată mai tare? Care au fost activitățile care ne-au energizat, care ne-au pus în mișcare? Mi-a spus cineva odată, ca să urmărească o întrecere sportivă, și-a luat o săptămână liberă de la servicii. O săptămână. Să fiu iertat. Când a fost ultima oară când ți-ai luat o zi liberă ca să te întelenicești cu postul, cu rugăciunea și cu cercetarea scripturilor? O jumătate de zi. Afișați, vă rog, Filipeni 4:8. Mai întâi îl citesc, noastră ascultați, și pe urmă în pregătirea pentru împărtășire. O să-l spunem toți și o să ne raportăm la acest verset. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat. Știți că Pilat l-a întrebat pe Domnul Iisus Hristos ce este adevărul. Tot ce are de face cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos și cu Duhul Sfânt este adevărat. Tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Ce înseamnă asta? Asta să ne însuflețească. Asta să ne pună în mișcare. Asta să ne pună scântei sub călcâie. Întreabă-te! Pentru că în urmă, cu 2000 de ani, Domnul Iisus Hristos în săptămâna patimilor a trebuit să aleagă, a trebuit să decidă să sufere și să-și dea viața pentru noi. Și ca să facă lucrul ăsta, mai întâi a trebuit să renunțe la slava cerească și pentru o vreme să fie mai prejos decât îngerii, în forma trăirii lui. Asta a făcut Hristos pentru noi. Și a fost însuflețit de lucrul ăsta. Dragii mei, aduceți-vă aminte. Domnul Iisus Hristos a spus, am dorit mult să mănânc Paștele acesta împreună cu voi. De ce a dorit să mănânce Paștele acela împreună cu ei? Pentru că după Paștele acela, după cina aceea, Domnul Iisus Hristos avea să trăiască realitatea acestui act. Dumneavoastră vă dați seama că atunci când Domnul Iisus Hristos a luat bucățica și când a sorbit din pahar, aplicația acestui act avea să se petreacă în câteva ore, când trupul lui avea să fie sfâșiat și frânt și sângele lui vărsat. Hristos a luat cu maximă seriozitate lucrarea aceasta. Și la fel ar trebui să facem și noi. Și frați și surori, dacă nu o facem în săptămâna patimilor, dacă nu o facem la cea mai importantă cină din an, când chiar se suprapune sărbătorii, când să o facem? Când alegem să judecăm, să analizăm, să discernem, să separăm care sunt lucrurile lui Dumnezeu de lucrurile lumii? Care sunt lucrurile care întăresc sufletul și omul duhovnicesc și care sunt lucrurile care îl slăbesc și dau putere firii pământești? Care sunt activitățile care ne apropie de Dumnezeu și care sunt acele care ne depărtează de Dumnezeu? Care sunt lucrurile care ne însuflețesc? Mă gândesc că mare majoritate dintre dumneavoastră ați venit cu însuflețire
în seara aceasta la casa lui Dumnezeu. Participarea la cina din Joia Mare este o participare bună în fiecare an. Participarea la cina Domnului de obicei este o participare bună. Probabil că serviciile cu cea mai bună prezență în timp normal al anului, afară de sărbătorile mari, este la cina Domnului. Și cu toate acestea, jertfa Domnului Iisus Hristos este o prezență permanentă în sufletele noastre. Prezența noastră în prezența Domnului ar trebui să ne însuflețească de fiecare dată. Iată de ce. Haideți să ne mai gândim o dată la Filipeni 4:8 și în lumina acestor cuvinte să căpătăm această însuflețire sfântă de a sta la masa Domnului cu entuziasm, cu bucurie, dar și cu discernământ, cu judecată, aducându-ne pe noi ca o jertfă fără cusur, curățită prin sângele Domnului Iisus Hristos și păstrând jurământul, pentru ca nu cumva să-L facem pe Dumnezeu gelos. Auziți, mai spun un lucru și pe urmă citim versetul din Filipeni 4:8. M-am gândit foarte mult la expresia aceasta. Sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El. Când superi pe cineva în mod deliberat, când intri în conflict intenționat cu cineva, să zicem că ești pe stradă undeva, ești într-un loc și te iei la harță cu cineva. Te-a deranjat, te-a supărat, te-a insultat, a dat peste tine. Știu ce ți-a făcut? Nu știu ce ți-a făcut. Dacă ești un om cu judecată, cu discernământ, înainte să te iei la harță cu omul ăla, îl măsori un pic, îl scanezi. Știu să vezi, mă, ăsta mi se merită să mă iau la harță cu el? E mai mare decât mine? E mai solid decât mine? Are privirea mai fioroasă decât a mea? Că dacă există șanse să dea cu mine de pământ și să mă facă harcea-parcea, o să-mi fac calcule de om deștept, cu judecată, și o să o dau la zâmbet și la pace și o să spun, scuză-mă, nu te-am observat bine. Dacă ți-a greșit, îți cer tu scuze. De ce? Că ești în pericol. Acum, scumpii mei, noi stăm la masă aici și masa asta ne poate face prietenii lui Dumnezeu sau dușmanii lui Dumnezeu. Prin calitatea jertfei pe care o aducem înaintea Domnului, putem să atragem prietenia lui sau dușmania lui. Că Biblia spune că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu. Păi dacă nu mai mult, fă-ți calcule de om inteligent. Și din tot universul ăsta, dacă tot vrei să te iei la harță cu cineva, nu ți-ai găsit pe altcineva decât pe Dumnezeu? Să-L superi și să-L ofensezi tocmai pe Dumnezeu? Să crezi că te poți lua la trântă cu Dumnezeu? Exact asta spune Pavel aici. Dacă îl întărâți la gelozie, pentru că aici bei paharul Domnului și de mâine te duci și sorbi din pahare idolești, mănânci din jertfe idolești, alergi la locuri care întărâtă firea împotriva Duhului. Îl întărâți la gelozie, Dumnezeu e gelos. L-ai trădat! Dacă doar astăzi te gândești la el și mâine nu-ți mai aduci aminte de el,
Uiți și de scripturi, uiți de rugăciune, uiți de părtășie, uiți de tot. Te-ai luat la harță cu Dumnezeu, pentru că i-ai jurat. Nu i-ai jurat de aicina, pentru că ai încheiat legământ cu El. Ai făcut un jurământ cu Dumnezeu. Și Dumnezeu este un Dumnezeu gelos, care nu permite duplicitate, nu acceptă, nici nu poate să fie înșelat, pentru că știe toate lucrurile. Îți cunoaște urmele pașilor. Spuneți-mi, frați și surori, ni se merită să ne facem dușman cu Dumnezeu? Suntem noi mai tari decât El? Avem vreo șansă? Și dacă în firea pământească avem atâta minte să nu ne luăm la harță și să nu ne facem dușmani cu unul de două ori cât noi și devenim puișori cu minții și drăgălași, ca să nu ne tabere, n-am fi cu atât mai înțelepți să-L ascultăm pe Tatăl Duhurilor și să trăim, spunea cuvântul lui Dumnezeu. Așa că vă invit la cea mai intimă stare în relația noastră cu Dumnezeu. Nu există nimic mai intim în relația cu Dumnezeu decât să stăm la masa Lui. Vă invit cu drag să facem lucrul ăsta. Însă în cercetarea pe care ne-o vom face, că trebuie să dăm dovadă de judecată și de discernământ, haideți să ne luăm un angajament sfânt. De astăzi înainte, să analizăm toate lucrurile, faptele, umbletele, locurile, gândurile, vorbele, tot. Și să le așezăm în categorii. Să separăm lucrurile care reprezintă o închinare înaintea lui Dumnezeu de lucrurile care sunt o închinare idolească, lumească. Și separându-le, să le alegem pe cele care țin de Dumnezeu, care țin de împărăția Lui. Că de vom face așa, masa aceasta va fi o mare binecuvântare pentru noi. Haideți să ne ridicăm în picioare. Afișați, vă rog, Filipeni 4:8. Cu toată biserica, vă rog, din toată inima. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Amin. O strofă dintr-o cântare în comun, frate Daniel, și apoi trecem la actul de împărtășire, rog slujitorii bisericii să vină în față.